Bine ați venit pe canalul Lumea sub lupă! Astăzi vă propun un subiect care mă preocupă de ceva timp. De unde provine cuvântul da în limba română? Sunt două variante pe care le prezint în continuare. Majoritatea specialiștilor consideră că termenul da, care are sensul de a confirma ceva, este împrumutat din limba slavonă veche, precursoarea Bulgariei. Aceeași formă da este și în limba rusă, cu același sens, dar și în limbele din fosta Iugoslavie. Toată lumea ar trebui să fie fericită, da? Ei bine, nu. Cum se întâmplă adesea atunci când încerci să dezgropi trecutul, mai există și o a doua opinie. Mi-a atras atenția faptul că unele persoane susțin că termenul da din limba rusă este folosit cu sensul de confirmare după anul 1600. Cel puțin așa ar apărea în documente, că acesta e adevărul n-aș putea spune. În schimb, e interesant de observat faptul că în poloneză și ucraineană se spune tak, iar în cehă și slovacă ano, care va să zică da este caracteristic zonei Balcanilor și Rusiei, nici de cum tuturor limbilor slave. Și atunci, de unde această diferență? În această situație, e posibil ca da să fie un cuvânt 100% slav, dar folosit cu acest sens doar de anumite popoare slave, sau să fie un cuvânt preluat din altă limbă, tot de acolo de unde îl are și româna. Care ar fi acea limbă? Latină. Dar povestea e un pic mai complicată. Limba latină clasică, de exemplu din timpul lui Augustus, nu a avut un cuvânt echivalent daului de la noi. Romanii trebuiau să fie pur și simplu un pic mai expliciți atunci când voiau să confirme ceva și pentru aceasta foloseau combinații de cuvinte în care apăreau sic, ita, vero, toate cu sensul de așa este într-adevăr în acest fel, sau chiar repetau propoziția. Cu timpul, romanii au găsit soluții mai la îndemână, scurtând cuvintele sau expresiile sub influența germanicilor, de pildă, care aveau deja conceptul de da în limba lor. Așa se explică faptul că sic a devenit si în latină, franceză, spaniolă și sim în portugheză. În schimb, în latina răsăriteană, alt cuvânt a devenit echivalentului si din vest și acesta ar fi fost ita. Ita apare și în expresia ita quod, așa încât. De-a lungul generațiilor, ita s-ar fi transformat în ida sau ta și de aici în da. În concluzie, termenul da a ajuns în limba română fie din slavonă, fiind un cuvânt eminamente slav, fie din latină, prin metamorfoza cuvântului ita. Astăzi, cei mai mulți susțin varianta slavă, pentru că asemănarea este evidentă. Oricum ar fi, nu vom ști niciodată sigur care e realitatea. Dacă vi s-a părut interesant acest subiect, puteți da like și vă puteți abona la acest canal pentru a afla când mai public un video nou. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare!